Reluând ideea de la început, dar cine va construi drumurile? Păi, cu siguranță le va construi oricine are nevoie de ele, oricine urmează să facă bani de pe urma lor, Fii atent, nu? era un memă și se răspundea și cineva construi drumurile. Cine le construiește acum? Nu știu cât de corect e răspunsul. Știi? E posibil ca să nu fie construite de asfalt tangiile acum. Cu Înțelegi? siguranță. Să selecteze prin piața liberă alte Alții, persoane, da, alte da. organizații. Știi? Nici Rothbard și nici noi aici nu credem că soluționăm în mod integral problema drumurilor, cine le va construi într-o lume liberă, însă nici asta nu este scopul real nostru. Scopul nostru este doar să spunem că piața liberă va găsi o modalitate prin care acest lucru să se rezolve în mod legitim și în mod eficient.